Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Au trecut o săptămână și ceva de la alegerile locale. De mâine urmează Comisia Electorală Centrală să valideze rezultatele alegerilor pentru localitățile în care nu va avea loc duminica aceasta turul 2, adică acolo unde primarii au putut fi aleși din primul tur, dar și vor fi validate mandatele consilierilor raionali și locali. Urmează cea mai complicată perioadă pentru că în Consilii vine momentul în care se vor da lupte mari și discuții aprinse pentru crearea majorităților. Despre asta discutăm cu invitații din această seară a emisiunii. În studio sunt domnul Vitale Jaco, deputat PAS. Bună seara! Bună seara! Domnul Nicolae Ciubuc, vicepreședinte PSDE. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit. Iată, acuși se apropie și domnul Adrian Lebedinski, deputat Blocul Comuniștilor și Socialiștilor. Înainte de a începe propriu-zis discuțiile, vreau să explic de ce am invitat anume reprezentanții acestor trei partide, pentru că rezultatele alegerilor locale de pe 5 noiembrie arată că aceste trei partide au avut cel mai bun scor electoral și au obținut cele mai multe mandate de primar, dar și de consilier local și regional. Haideți să începem discuțiile de la dumneavoastră, domnul Jacot, și de la dumneavoastră, domnule Ciubuc, despre rezultatul acestor alegeri. În primul rând, dacă a fost pe măsura așteptărilor dumneavoastră și, într-al doilea rând, la ce vă așteptați după ce încep discuțiile de formare a coalițiilor și majorității? Bine, încep, cred că eu. Moldova a ales un parcurs european, asta au demonstrat-o și alegerile. Deci vedem scorul luat în acest scrutin electoral de către partidele pro-europene, inclusiv PAS-ul, care a înregistrat cel mai mare număr de primari care au acces în primul tur, după care urmează 153 de localități unde mergem în turul 2. Este un scor bun pentru țară. Bine, mă refer nu doar la scorul PAS-ului, mă refer totalmente la scorul luat de partidele pro-europene. Credeți că a fost un scor bun înregistrat de partidele pro-europene în aceste alegeri? Deci sunt foarte mulți primari independenți pe care inclusiv i-a susținut PAS-ul, deci care au viziuni pro-europene. Uh-huh. Sunt primari din alte partide care pe parcursul anilor iarăși au arătat deci au fost adepți ai valorilor pro-europene, au făcut acțiuni deci care au contribuit la dezvoltarea localității, iarăși cei ce ne bucură și cei ce ne avantajează. Da. Ok. Vreau pe urmă să dezvoltăm discuțiile, dar deocamdată așa, o impresie generală legat de rezultatele acestor alegeri. Domnul Ciupu. Da, desigur, dacă ne întrebați pe noi cumva a fost conform așteptărilor, da, ne-am așteptat să avem un rezultat bun, poate chiar și mai bun. Pentru informație, am avut circa 73 de primari aleși din primul tur, alții circa 60 și urmează să lupte pentru a doilea tur. Avem circa 88 de consilieri raionali, 10, chiar 15 raioane avem, practic suntem în primele 5 formațiuni politice cu cel mai bun rezultat. Avem și un raion unde ne-am clasat pe primul loc, raioane care tradițional de altfel și anterior au demonstrat rezultate. Ceea ce vreau să remarc este faptul că am fi avut mult mai bune rezultate în situația în care noi ne confruntam cu mai multe probleme. Una, recrutarea sau cooptarea primarilor PSDE din partea actualei guvernări, asta prin diferite instrumente, până la alegeri, un proces care a demarat, cred că în primăvara acestui an, a durat pe parcursul verii și toamnei și ne-am pomenit că din 702 candidați la funcția de primar pe care au avut PAS-ul în această campanie, cred că sub 300 au fost candidații cooptați atât din partea PSD-ului, Partidul Socialiștilor, PLDM,
Platforma, da, și alte formațiuni, inclusiv Independența, așa cum a menționat domnul deputat. Probabil o mare parte a rezultatului obținut de PAS în acest rezultat, inclusiv vot politic, dar și numărul de primari care îi se laudă, de fapt îi revin în mare parte primarilor cu experiență, primarilor care se bucură din crederea cetățenilor în localitate și cumva a influențat rezultatele pe care le-am obținut noi în acest scrutin. În pofida acestor acțiuni, oricum noi am demonstrat un rezultat bun, lucru pentru care vreau personal să mulțumesc întregii echipe și colegilor care au rămas devotați echipei Partidului Social Democrat, valorilor noastre. Ne bucurăm în continuare de acest susținere în teritoriu, lucru care a fost văzut și în voturile care au fost obținute, circa 65.000 de voturi, dacă vorbim de votul politic. În toată Republica, exact. Vorbeați despre faptul că poate că ați fi avut un rezultat mai bun dacă unii dintre colegii dumneavoastră nu erau cooptați de Partidul de Guvernare. Și fiind cooptați de Partidul de Guvernare, au câștigat alegerile din partea acestui partid? Iată, domnul Jacob, după asta o să ne spună dacă chiar așa a fost, au fost sau nu cooptați. Da, vă aduc exemplu. Da. Raionul Călăraș. 11 primari PAS aleși din primul tur, dintre care 8 sunt primari PSD, primari socialiști, și unul independent. 8 din 11 sunt exponenții care până la înregistrare efectivă la 6 octombrie figurau ca primari acestor formațiuni politice. Am înțeles. Iată. La Strășeni, spre exemplu, din 12 primari aleși din primul tur, la fel, 8 sunt primari aleși din partea, în alegerile precedente, din partea PSD-ului, PLDM-ului, independent. Raionul Telenești, din vreo 8 aleși din primul tur, iarăși vreo 6, dacă nu greșesc, că sunt primari din partea... vorbind cu unii din ei... Cum i-a atras Partidul de Guvernare? Ce le-a dat? Bani? Prin mai multe metode. Așa cum noi menționăm termenul ăsta de corupție și el cumva sună prea tare, iată, corupția asta prin a coopta primari, prin măgulire, prin a le oferi diferit acces la programele, cum a fost programul Satul European. Dumneavoastră, chiar postul dumneavoastră TV a făcut o investigație la acest capitol, cred că adevărul este la suprafață. Spre exemplu, la Teleneș, ieri l-am adus exemplu la o emisiune, un primar PSD care a beneficiat de suport aproximativ vreo 3 milioane de lei pentru finalizarea proiectului de canalizare în localitate, satul Suhuluceni. Puteți să verificați, raionul Telenești, primar PSD din totdeauna, PDM și respectiv ulterior PSD, a cooptat sau a ales să meargă să voteze pe linia PAS-ului. O altă modalitate sunt constrângerile și presiunile care au fost făcute prin instrumentele administrative, cum ar fi ANIU, cum ar fi dosare penale, cum ar fi cooptarea sau menținerea persoanelor apropiate în anumite funcții. Poliții de frontieră și așa mai departe. Lucruri evidente și nu cred că ele pot fi... Domnul Jaco, tot dați din cap... Eu l-am lăsat pe domnul Ciubuc să-și continui treada, să-și duc treada până la capăt, dar aș vrea să spun că cine este poate binevenit să spună despre constrângeri, despre forțare, despre niște nu știu, folosire a niște pârghii administrative, gen ANI și așa mai departe. Poate fi binevenit oricine, dar cred că nu dumneavoastră, domn Ciubuc, fiindcă practicile pe care le-a folosit PD-ul pe timpuri categoric noi nu le acceptăm. Exemple, deci când ați intrat în scrutin, l-ați terminat cu un anumit număr de primari, după care v-ați făcut, deci treceau la pachet primarii. Dumneavoastră la ultimul scrutin, nu v-am întrerupt, de primari dați-mi voie, eu ați avut, acum ați ajuns nu la... Nu v-am întrerupt, domn Ciubuc, dați-mi voie. Deci ați luat primari la pachet, i-ați corupt, i-ați constrâns, știți dumneavoastră mai bine. Ceea ce ține de ce se întâmplă în ziua de astăzi. Pe tărâmul politic, orice portiță este deschisă și orice primar este liber să aleagă acea formațiune cu care se vede, cu care ar putea merge mai departe, cu care ar putea colabora, cu care ar putea, știu eu, implementa proiecte. Și mulți primari care
Adevărat, au fost și în partidul dumneavoastră și în alte partide pro-europene în care s-au dezamăgit, au aderat pe parcursul anilor la PAS. Și, într-adevăr, noi avem în echipă mulți primari în funcție care au fost și membri ai altor partide. Dar, niciunul dintre ei nu a fost constrâns să o facă categoric. Nici unul dintre ei o declară asta absolut responsabil și dumneavoastră poate să vă placă răspunsul ăsta, puteți să invoca orice, dar nimeni prin constrângere n-a fost obligat să adere la PAS. Faptul că invocați proiecte și vă referiți la niște investigații, deci proiectele au mers la toți primarii din țară, criteriile de selectare erau absolut transparente și au câștigat proiecte toți primarii din toate partidele care au îndeplinit cerințele necesare. Și vreau să vă amintesc că la acea etapă PAS-ul nu prea avea mulți primari. Ca să fim învinuiți că uite am dat la unii și n-am dat la alții. Noi am mers și am dat la toți. Deci pentru PAS vreau să știți deosebirea esențială dintre PAS și partidul pe care îl reprezentați și multe alte partide. Pentru noi este important cetățeanul care stă în spatele acelui primar. Și noi vom dezvolta localitatea în interesul cetățeanului, nu în interesul primarului. Da. Domnul asta, Lebedinski, vă rog să interveniți și domnul. Dacă permiteți cu o replică să vin foarte scurt. Foarte scurt că domnul Lebedinski încă nu a intervenit. Noi, de fapt, am văzut care este atitudinea PAS-ului față de cetățeni și o vedem asta zi de zi, nemulțumirea care este reflectată inclusiv în rezultate acestor alegeri. Vis-a-vis de comportamentul care îl invocă în raport cu echipa politică noastră, undeva, dacă dânsul are astfel de păreri și concluzii care le face, atunci care ar fi părerea Partidului Socialist de Uniune? Tot la fel au migrat foarte mult primari care s-au dus la PAS sau de la alte formațiuni politice. Sau cei ce menționează că accesul la proiecte pensatul european, haideți să ne uităm pe listă și o să vedeți cine a împărțit. Ministrul Spânu, cui a vrut și cui a dat și nu a beneficiat nici pe departe. Cel mai bine știți cum se face asta, pentru că pe timpul dumneavoastră exact așa. Și știți care e partea proastă? Că asta se întâmplă pe toate timpurile. Eu vă îndemn să verificați toate programul, drumuri bune pentru Moldova și o să vedeți. Fiecare nu trebuie să mă îndemnați, că am făcut investigații și știu despre ce vorbesc. Și o să fiecare localitate a beneficiat de finanțare pentru construcția unui kilometru evident. De drum. Și de atunci, după ce a beneficiat fiecare localitate, anumiți candidați la guvernare, din anumite partide nu a venit au promis că vor fi altfel și vor face altfel? Da, asta ziceam, că și din păcate practicile sunt nu în stare să nu vă certați când este tot unul. Domnule Bidinț. Aceleași metode au fost și cu... Și pe timpul nostru și pe timpul vostru, da? Eu, slavă Domnului, sunt în Parlament de acum 8 ani de zile, slavă Domnului, iar că au rămas câteva zile și scăp. De Parlamentul nostru și o să... Și vă duceți în Consiliu? Aduc în Consiliu Municipal să văd care e situația acolo. Uh-huh. Deci renunțați la mandatul de deputat? Da. În orice caz am vorbit cu colegii că de asta și-am candidat. Pentru ca să rămân acolo, să lucrez pentru Chișinău. Eu mi-aduc aminte, înainte de campanie electorală, cineva din înalții demnitari din stat a spus că de proiecte europene vor beneficia doar acele localități care vor vota partidii pro-europene. Și ulterior, tot același înalt demnitar, chiar după alegeri, a spus că da, rămâne pe aceeași poziție. Eu nu mai țin minte la care post de televiziune. Bun, cumva la dumneavoastră. Vă referiți de la declarațiile făcute. Da, și la noi, doamna Maia Sandu, da, președinte? Respectiv, acest mesaj a fost spus de către colegii noștri din PAS, a fost spus toată campania electorală, că vor beneficia de surse europene doar acele localități care o să voteze PAS. Și de ce spunem noi? Nu s-a spus că PAS. Haideți, vă rog frumos. Nu. Nu vor beneficia cele care vor vota. Ați participat în dezbatere. Noi ați fost în sate să vedeți ce vorbeau colegii. Dacă noi ne referim la ce a declarat Maia Sandu. Eu spun acum, de ce aici spun de acum reprezentații PAS. Că doar cei care sunt, pentru că dacă se riești din retorica aceasta pro-europeană, atunci Chișinău tot a câștigat, a votat pro-european. Măcar că 4 ani în urmă a votat pentru socialiști. Așa că, cumva, tot un partid care s-a declarat pro-european a luat o majoritate. Înseamnă da? Că o să beneficieze din abundență de susținere. Da, dacă să luăm așa rezultatele, înseamnă că 80% din locuitorii Chișinăului au votat pentru Uniunea Europeană. Dar dumneavoastră nu credeți așa? Sigur că nu cred.
Dar pentru cine au votat chișinăuienii? Chișinăuienii s-au greșit cu alegerea primarului, dar ei o să înțeleagă pe parcursul următorului mandat, o să-l vadă cine e el, totuși pentru că proiectele care au fost realizate, de fapt, în Muncii Pic și în parcursul ultimilor 4 ani de zile, nu au fost de Ion Ceban realizate. Au fost realizate cu aportul Partidului Socialiștilor și cu, în mare măsură, datorită Consiliului Municipal și colaborării în cadrul Consiliului Municipal. Am pentru înțeles. Că aceasta s-a permis. Și dar iată, rezultatele, el a reușit să le valorifice. Da, iată, dar, uitați-vă, domnul Lebedinski, vine testul suprem. Și pentru dumneavoastră, și pentru PAS, și pentru toți. Consiliul Municipal Chișinău urmează să aibă o majoritate. Acum, cum sunt distribuite voturile, mandatele, avem așa. Manu, 20 de mandate, da. PAS-ul, 20 de mandate și votul de aur, sau 6 mandate de care e nevoie ca să creeze o majoritate, măcar la limită, cele 6 voturi sunt la socialiști. Sunt. Deci dumneavoastră veți decide cine e mai bun și cine merită mai mult să administreze treburile capitale din partea... Dumneavoastră un pic cumva o luați chiar prea radical. Pentru că e una la nivel național să concrezi cu... Noi și în Parlament votăm o mulțime de proiecte care vin din partea PAS-ului sau din partea Guvernului sau din partea președinției. Unde noi vedem că sunt buni, unde noi nu avem careva carențe esențiale, atunci noi, chiar dacă amendamentele noastre nu trec, noi oricum le votăm. În Consiliul Municipal e cu tot altceva. Aici se votează pentru fiecare proiect în parte, în dependență de care este aportul pentru chișinăuieni. Dacă vine un proiect de decizie care aduce o post-valoare, atunci indiferent cu cine votezi, cu Manu, cu PAS-ul, poți votez cu oricine. Dar dacă vine unul care evident e destructiv, atunci nu votez nici cu unul, nici cu altul. Deci dumneavoastră nu veți opta pentru o majoritate cu cineva, o coaliție în Consiliul Municipal. Dar nu văd sens să faci coaliții în cadrul municipiului Chișinău. În localități, în raioane, eu cred că o să fie, pentru că o să fie vorba de careva, nu știu, partajări, de obligațiuni, de relații, dar și mai mult, acolo eu sunt ferm convins că în unele localități o să fie niște coaliții care nimeni nu-și dă seama. Poate da, noi o să discutăm acum despre asta. Partide, dar haideți să ne clarificăm mai întâi cu Chișinăul. E nevoie sau nu de o majoritate declarată în Consiliul Municipal Chișinău? Eu, dacă mă întrebați pe mine, conștient, nu o să vorbesc acum de coaliție, de cooperări și așa mai departe. Noi am spus despre anumite obiective, dar vis-a-vis de Chișinău, o să fiu de acord cu contravorbitorul meu. Și o să specific încă un lucru important. În CMC nu există președinte de CMC, nu există președinte de un președinte desemnat. Președintele ședinței se alege conform unui principiu rotativ. De aia, acolo, în principiu, se votează proiecte de decizii și atunci fiecare fracțiune decide pentru sine. Este bun, nu este bun. Și să vorbești despre o coaliție durabilă, bazată pe careva, știu eu, principii, înțelegeri și așa mai departe, este, cred că, știu eu, inutil, fiindcă orice proiect de decizii poate stârni nemulțumiri, poate stârni divergență și atunci el se votează în funcție înțeles. De eu istoric îmi amintesc în Consiliul, în Chișinău, în primăria Chișinău, istoric noi am avut consilii municipale care au fost în opoziție cu puterea executivă, adică cu primarul, și asta a provocat războaie între primar și consiliu și blocaje în primărie și altfel de consilii care au susținut masiv și necondiționat primarul în toate deciziile sale. Cam așa am văzut eu că a funcționat până acum, dar poate... Ca arbitru dintr-o parte, da. Fiindcă echipa noastră nu are consilier, dar da. Analizând pe de-o parte... Dar mă scuzați din partea a avut în scrutinul precedent și a fost unul din voturile de aur. Doi consilieri am avut, exact. Ce aici ține de pozițiile dumneavoastră, așa, și aici se conturează că cineva nabivaie țănă, așa cum spun rușii, alții cumva încearcă să caute, să scoată dividende politice. Ceea ce mă refer eu este că probabil Partidul Socialiștilor, având 6 mandate, cumva prin asta încearcă să-și obțină mai multe
pârghii administrative în cadrul primăriei și în cadrul Consiliului. Eu nu cred că dânșii nu conștientizează, având în vedere că au fost la cârma primăriei, au condus Consiliul și nu conștientizează problemele care sunt în cadrul primăriei și nu vor merge la o eventuală coalizare în vederea depășirii unei eventuale crize, știind foarte bine care sunt riscurile. Și pe de altă parte, PAS-ul, care evident nici cu socialiștii și nici cu Ivan Ceban nu se pot asocia în condițiile în care, făcând cu Ceban cel mai mare prorus și agent a serviciului FSB, sau socialiștii cam din aceeași tagmă, fiind catalogat de ei. Deci, pentru ei, din punct de vedere politic, chestia asta cumva este una foarte delicată și probabil că din perspectiva asta și se analizează. Nu din perspectiva cetățeanului și a problemelor Chișinăului, așa cum ați menționat și dumneavoastră, că în eventualitatea în care va lipsi un consens la nivel de Consiliu, probabil toate show-urile care erau pe timpuri prin Parlament o să le vedem în cadrul Consiliului Municipal. Noi le-am văzut din abundență și în Consiliul Municipal. Pe lângă toate acestea, se dezvoltă foarte multe scheme de corupție atunci când este nevoie de promovat o decizie, să începi, hai tu votezi, poate eu data viitoare să votez pentru decizia ta, și în felul ăsta se stimulează sau apar scheme. Dar loc de corupție când sunt coaliții nu există? Este mai complicat, pentru că sunt decizii, clar că sunt. Eu vorbesc de riscuri, întotdeauna riscuri sunt, dar riscurile sunt mai mari sau mai mici. De aceea și o formațiune și alta au venit în Consiliul Municipal având votul cetățenilor pentru a realiza un program electoral. Fie de o parte, sau fiecare formațiune parte la această discuție. Respectiv, tu trebuie să acționezi. Spârghii sunt foarte multe. Și noi am fost în opoziție și la guvernare, și socialiștii, și PAS, și așa mai departe. Legislația și platformele îți oferă foarte multe oportunități cel de manifestare. Cel mai interesat în crearea unei majorități confortabile în Consiliul Municipal este sigur că Manu, pentru că ei l-au și reprezentantul lor în funcția de primar al municipiului Chișinău. Dacă au venit ei și au încercat să poarte discuții cu cineva dintre părți, discutăm după o scurtă pauză de publicitate. A revenit în studio, continuăm discuțiile. Înainte de pauză ne oprisem la ceea ce urmează să se întâmple în Consiliul Municipal Chișinău. Dacă am înțeles eu corect, o majoritate asumată, deocamdată niciuna dintre cele două părți, cele două fracțiuni care sunt PAS și PSRM, nu se gândește că ar fi necesar sau să participe într-o astfel de majoritate, dar întrebam înainte de pauză dacă ați fost deja abordați de cei din MAN, care evident sunt cei mai interesați să creeze o majoritate în Consiliul Municipal, care să susțină toate inițiativele și propunerile venite de la primar. Și ce veți face când o să vină și o să vă propun? Poate funcții de viceprimari? Noi discutăm cu toți. O să discutăm cu toți colegii în Consiliu. Da, să așteptăm mâine să fie validate mandatele. Să dăm timp de 20 zile, trebuie să ne convoace în prima ședință. Mergem în ședință, vedem care va fi situația acolo și o să avem această perioadă în care să discutăm. Dar părerea noastră la moment este că niciun fel de coaliție cu nimeni nu face. Dar ce v-ar putea face să vă răzgândiți? Idei, nu știu. Trebuie să vedem. Tot depinde de planul de activitate parcursul ultimilor, adică următorilor 4 ani de zile. Uh-huh. Cum văd ei dezvoltarea orașului, cum văd ei implicarea, inclusiv a colegilor noștri, în activitatea de... Noi ne-am asumat anumite obligațiuni față de alegători. Da. Și respectiv, dacă noi, proiectele noastre vor fi incluse și vor fi realizate, atunci noi putem să discutăm și cu unii și cu alți colegi. Dacă noi o să fim cumva marginalizați, atunci noi o să fim în opoziție la ambele fracțiuni și discutăm. Așa, veți fi în opoziție și ce se întâmplă dacă și PAS în opoziție și dumneavoastră sunteți în opoziție? Ce se întâmplă? Atunci noi avem majoritate.
Deci și în opoziție Manu. Și în opoziție este Manu, am înțeles. Da, să ajungem. Noi ne grăbim. Dumnezeu să spuneați că depinde ce propunere o să facă inclusiv echipii noastre. Adică dumneavoastră mizați pe niște funcții. Nu e vorba de funcție, e vorba de posibilitatea de a realiza acele promisiuni care noi le-am dat cetățenilor. Măcar o bună parte din ele, noi trebuie să știm că pe parcursul la 4 ani de zile noi le-am executat, ca când o să mergem în anul 2027 la alegeri, noi spunem, uitați, noi am promis 1, 2, 3, 10, din 10 noi am executat 5, 6. Dar spuneți-vă, cum asta de fapt trebuie să se întâmple? Adică eu o să zic că da, noi suntem de acord, neapărat vom realiza promisiunile dumneavoastră, ce ați promis dumneavoastră acolo, o să facem. Mai mult transport electric în Chișinău. Ok, da. Și dumneavoastră astăzi trebuie să faceți coaliția, de astăzi să începeți să votați cu ei și exact ca în chestia ce. Spun, eu încă în Consiliu n-am fost. În Parlament eu înțeleg cum se votează, eu înțeleg cum se înregistrează. În Consiliu eu o să intru și o să vă pot spune. Acum, la moment, nu pot să explic care sunt toate acestea. Da, pentru că spuneți că vă duceți în Consiliu. Domnul Igor Dodon tot se duce în Consiliu? Din ceea ce am discutat cu dumneavoastră, da. O să fie tot mandatul? Adică toți... Asta nu vă pot spune, dar în orice caz el a spus că... Și domnul Albu? Domnul Albu încă nu era claritate, dar probabil că tot o să rămână. O să rămână unde? În Consiliul Municipal. Adică o să plece din Parlament? Nu știm. Încă, la dumneavoastră încă el trebuie să gândească. Pentru că dacă plecăm ambii, noi slăbim foarte mult fracțiunea în Parlament. De ce? Urmează alți deputați. Unul din noi trebuie la comuniști. Următorii sunt de la comuniști? Nu. Bine, dar juriști, nu vin juriști. Și eu și Albu suntem juriști. Și dumneavoastră e vicepreședinte la Comisia Securitate. Eu sunt vicepreședinte la Comisia Juridică. Și de aceea cumva trebuie să vedem și aici, să decidem. Am înțeles. Cel puțin domnul Dodon și dumneavoastră o să fiți în Consiliul Municipal Chișinău. Așa. Și PAS tot are pe listă un deputat, domnul Belăi. Are doi deputați. Doi deputați. Este domnul Carp. Și domnul Carp, da. Deci PAS a venit în CMC cu o agendă foarte bine definită, prestabilită. Deci ea se regăsește în programul domnului Carp. Cu părere de rău, în legislatura precedentă am avut prea puțini consilieri pentru ca să apărăm interesele cetățeanului în acele, știu eu, mișmașuri, inclusiv făcute de actualul edil și echipa lui. Oricum am făcut lucruri bune, au fost și decizii foarte, foarte bune, apropo, votate inclusiv de colegii din opoziția parlamentară, care au înțeles că sunt lucruri exact pentru cetățean foarte utile. Asta vom face și acum. Deputații cei doi ce fac? Revin în Parlament sau se duc în Consiliu? Domnul Carp și domnul Belăi. Sunt discuții, deci urmează să discutăm, să vedem cum ei vor lua decizia de sine stătător. Deci urmează să ne apreciem. Acum, ceea ce ține de abordare, trebuie să fim foarte conștienți de faptul că Manul nu este doar un partid unipersonal, este un teatru a unui singur actor. Deci acolo... Are oameni. Ne uităm pe lista de consilieri. Mulți dintre ei au fost, cum spune domnul Ciubuc, forțați să meargă, adică li s-a spus sau. Noi am văzut plecări din funcție a unor, inclusiv demnitari, care n-au dorit să acceadă. Este și pretorul sectorului Râșcani, este și vicepretorul sectorului Râșcani, care, apropo, deci la pretor mă refer mai puțin, dar este un om la care eu îi port respectul, este din Partidul Socialiștilor, nu-i împărtășesc ideologia, dar la nivel de funcționalitate, oricare dată când am apelat cu o problemă, deci s-a implicat plenipotențial, a rezolvat-o, a fost un profesionist foarte bun, dar refuzând să fie pe lista Manului, a plecat. Acum, deci, ce credeți că o să se întâmple? Deci ei acum se află într-un partid care deține oarecum puterea în Chișinău. De ce se plece de acolo? Uitați-vă, în Consiliu, după ce ajung în Consiliu, în opoziție.
în Consiliu, pe lista consilierilor Partidului Uman, se regăsesc toți funcționarii primăriei, care, bine mersi, o să se întoarcă la funcțiile pe care le dețin, cel puțin majoritatea dintre ei. Ce? Poate unii, cu mici excepții, știu, vor rămâne acolo, dar prea puține, așa, eu nu sunt prea credul. Credeți că o să rămână fără oameni? N-o să aibă nu, oameni o să se tragă lista. Păi o da, se tragă lista, că așa. Ei au 45, mi se pare, că acum, sau câți au depus pe lista. Da, când faci niște discuții, este important să știi cu cine discuți. Cine sunt următorii pe lista Manului? Îi știi cineva? Are o valoare acel om care vine? O, lor va încă fi să ridice mâna. Exact, o mașină de vot. Și la dumneavoastră în partid tot nu-i cunosc, mai ales pe ultimii deputați care vin pe lista, nu-i cunoaște. Care în fiecare formațiune politică sunt capri vorbitoare, sunt strategi, sunt, știu eu, exact, căluți de tracțiune. Mulți dintre cei care sunt în pas și dumneavoastră nu-i cunoașteți, oricum sunt după un principiu meritocratic acolo în pas. Spre deosebire, eu nu vreau să mă refer la alte partide, dar la MAN cu certitudine. Deci ei sunt doar o mașină de vot pentru interesele primarului. Okay. Acum, vis-a-vis de conlucrare... Probabil că spune același lucru. Pot să spună ei în condițiile știi, în care deci, cei de MAN nu hai, sunt aici, hai, trebuie să fiu avocatul deci, da, eu pot să spun asta și în fața colegilor de la MAN, cu mulți dintre ei mă cunosc, eu fiind parte a echipei primării, concret am lucrat 2 ani vicepretor a sectorului botanică, deci cu mulți dintre ei mă cunosc, unii mi-au fost subalterni, alții mi-au fost, știu... Deci, eu ca să înțeleg, domnul Jacot, despre unde duceți dumneavoastră ideea, că ceilalți nu o să vrea să facă o majoritate și să voteze pentru că o să fie niște anonimi consilierii MAN care o să rămână nu, 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 în... Nu. Deci eu m-am referit la cu cine acum să discuți și despre ce să discuți. Acum nu prea ai ce discuta. Cu Ion Ceban, bănuiesc că se discută direct cu domnul Ceban. Vreau să doar înțeleg că MAN asta e partidul unui men. Păi înțeleg, da, deci eu am spus, e un teatru a unui singur actor. El decide, el spune ce de făcut, el determină strategia. Bine, el este cumva ghidat de niște forțe din exterior, asta tot suntem conștienți și o să o spunem constant și o să facem tot posibil ca aceste forțe să nu își facă menderele inclusiv și în primăria Chișinău. Dar n-au încercat acum, să se apropie de dumneavoastră, să începe discuția. Acum, vis-a-vis de colaborări. În CMC sunt importante nu atât coalițiile formalizate, cum de exemplu este în Parlament, unde se declară majoritatea, unde se declară minoritatea, adică opoziția. În CMC sunt importante comisiile în care ești prezent, acele consilii de observatori în care iarăși ești membru și poți influența sau cel puțin monitoriza lucrul acestor instituții. Vreau să vă spun că actualul edil a avut grijă să scoată toți consilierii PAS din toate comisiile și din toate, din toate întreprinderile municipale, din consiliile de observație, ca să nu fie o transparență cât de cât, ceea ce făceam noi în acea perioadă când eram parte acestor comisii. Acum vom avea grijă și avem cât de cât un număr de voturi confortabil pentru a fi parte inevitabil a acestor consilii de observație și nu o să mai fie acea apă canal cu niște proiecte exagerate care duc întreprinderea în faliment, nu o să mai fie acea edilitate. Am înțeles, dar dumneavoastră de ce sunteți atât de sigur? Pentru că dincolo de PSRM, PAS, MAN, în Consiliul Municipal Chișinău a intrat un consilier de la Partidul Renaștere, unul de la PPDA, unul de la Partidul Nostru. De ce nu credeți că, având, iată, 3 voturi, alți 3 consilieri nu pot fi atrași din alte fracțiuni? Adică o majoritate, noi am văzut asta, apropo, mai ales când era vorba de proiecte funciare,
În Consiliul Municipal Chișinău întotdeauna am avut niște coaliții incredibile. Exact. Liberale cu comuniștii. Exact. Democrații cu... Deci unicii pe cine nu i-ați văzut în asemenea coaliții dubioase au fost membrii Partidului PAS. N-am participat nici într-o coaliție care a votat proiecte funciare dubioase, care a votat puzuri care duc, am înțeles, care sunt, știu, în detrimentul, da, vreau să mergem pe subiecte legate de... Mă scuzați, numai ceea ce ține de ceilalți reprezentanți, știu eu, a diferitor, a celorlalte partide, deci 2-1-1-1, ei nu au majoritatea pentru ca să poată forma un, deci, o majoritate covârșitoare, deci nici votul de aur nu pot fi. Respectiv, interesele lor adesea personalizate, adesea meschine. Deci, dacă acum avem reprezentantul Partidului Șansa, până acum aveam reprezentantul Partidului Șor, care îmi spuneau colegii cum scria cifra pe hârtie și arăta cât costă votul lui pentru întrebarea respectivă. Deci, cam și cazurile se erau sesizate organelor de drept? Bine, deci ce poți sesiza în cazul dat? Un potențial act de corupție. Noi am avut caz. Cel puțin Vladimir Voronin a sesizat un caz de ăsta, drept cum s-a terminat cu nimic. Au fost sesizare. Eu pot să vă aduc exemplul meu personal. Haideți când am primit mită, am sesizat-o și mi se spunea ver de noi că nu există probe. Iată banii, iată fotografie, iată... mi s-a dat mită când eram... în post de vicepretor, deci am sesizat imediat. Deci ați acceptat sau n-ați acceptat? Nu, n-am acceptat-o, bineînțeles. Chiar în momentul când vedeam când cu bani în mână, am spus că o să... Am înțeles. Haideți să vorbim despre ce urmează să se întâmple în afara Chișinăului, da? Pentru că mai cu seamă în consiliile raionale. Pentru că urmează, de ce? Acolo chiar e importantă majoritatea, pentru că ea va decide cine va fi executiv. Cine va fi președintele, vicepreședinții de raioane. Și de ce este asta iarăși important? Pentru că urmează alte două alegeri importante, prezidențiale și parlamentare, și va depinde de mult și de cum vor lucra autoritățile locale ca să convingă alegătorii la aceste alegeri. Am să rog colegii să arate pe post harta pe care noi am făcut-o imediat după alegeri. Nu este o hartă relevantă. De ce? Pentru că noi aici am colorat-o în funcție de care a fost partidul cu cele mai multe voturi. Nu cu o majoritate, dar care avea cele mai multe voturi. Majorități formate dintr-un singur partid, cred că sunt foarte, foarte puține. Socialiști aveți unul sau două? Câte aveți? Două aveți și PAS-ul tot are. Patru. Patru are. În rest, va trebui iarăși de creat coaliții locale, raionale. Noi am zis că păstrăm harta asta și alături vom pune o altă hartă pe măsură ce vor fi create aceste majorități locale. Acum, m-am uitat eu la emisiunile colegilor mei din zilele precedente și opinii despre ce urmează să se întâmple. Sunt unii analiști care spun că după crearea coalițiilor sau din crearea coalițiilor, din aceste negocieri, va avea de pierdut cel mai mult PAS. Pentru că, chiar dacă, iată, acum multe raioane arată galbene, după negocieri, cel mai degrabă vor fi colorate în alte culori. Aici vreau să intervină și domnul Ciubuc, pentru că în unele cazuri, ziceam, după PAS și blocul comuniștilor și socialiștilor, de data asta Partidul Socialiștilor în alegeri, cele mai multe mandate de consilier le aveți tot dumneavoastră. Veți, probabil veți fi undeva votul de aur sau în mai multe locuri veți fi voturi de aur. Ați putea determina în ce culoare vor fi colorate aceste... Deci, în primul rând, vreau să menționez că ceea ce înseamnă consiliile raionale este total diferit de ceea ce vorbim noi la nivel municipal. Da? Consiliul municipal și cu atribuțiile care le are un consiliu municipal de nivelul municipiului Chișinău și un consiliu raional care, mai ales pe fundalul ultimelor decizii,
așa numite de centralizare, mai bine spus, a puterii, au fost preluate foarte multe funcții. Practic, noi vorbim de niște consilii care ele mai mult sunt niște căpușe de a genera salarii grase pentru președinte, vicepreședinte și a împărțit câteva direcții. Ele da. Realmente, cel mai important lucru care vor face... Din punct de vedere politic, din punct de vedere da. Politic, desigur, reprezintă o valoare și, evident, se va da bătălia. Probabil, așa cum a menționat și domnul Lebedinski, așteptăm rezultatele validării, deși eu cred că în multe raioane discuțiile și așa numitele negocieri, dialog, probabil s-au pornit chiar imediat în seara atunci când au fost primele rezultate, chiar și preliminare alegerilor locale. Dacă ne referim la echipa PSD-ului, așa, în 10-15 raioane, cum ați menționat, unde avem un rezultat de la bun la mai puțin bun, dar cu rezultate cu consilieri cu număr suficient, care poate influența anumite lucruri. Desigur, prioritatea și obiectivul nostru de bază este de a continua lucrurile bune, pornite de oamenii cu experiență, oamenii echipii noastre care au promovat la nivel local, fie proiecte, fie vorba de ce obiectivul asta, de... Nu, în primul rând, compatibilitate, da? Pentru că dacă la nivel național noi întotdeauna operăm că sunt rachete, că e pro-rus, că sunt agenta serviciilor, la nivel local lucrurile se privesc total diferit. Acolo, în primul rând, compatibilitatea interpersonală contează foarte mult. Mulți din ei sunt rude, sunt cu mătri, prieteni, zi de zi se întâlnesc. Deci indicații de la centru spre consilierii din raioane nu vor fi date. Că noi am avut experiență, am avut experiență de-a lungul timpului când partidele de la nivel central au dictat sau au dat anumite recomandări așa mai obligatorii și experiența arată că aceste lucruri nu au dat rezultate. Și avem invers, acolo unde au fost... Eu spune că pe timpul PD chiar foarte bune rezultate au dat. Nu. Eu mi-amintesc în Criuleni cum se schimbau președinții de raioane când nu reușeai să le ții minte numele în funcție de cum PD-ul crea majorități cu, și neavând cele mai multe. Până la urmă contează rezultatul final, fiindcă da. În acele raioane s-a lucrat, s-a consolidat și nu au fost dileme și probleme. Că înțeleg. Votăm, nu votăm. Spuneți-mi dacă aveți linii roșii. Dacă aveți linii roșii. Iată, noi cu ăștia sigur nu o să intrăm nici într-un fel de coaliție. La local. Eu cred că... Chiar dacă suntem compatibili, suntem cu mătre sau verișori. De la raion la raion. Și asta vor decide cei care... Am înțeles. Care au adus voturi, fiindcă votul le aparține lor. Ei au muncit și ei respectiv. Și într-un raion poate să existe linia roșie că, spre exemplu, fiind în opoziție, la Ioloveni, spre exemplu, bun, iau majoritatea. Dar dacă o să fie președinți de raioane în 4 raioane care au majoritatea, cum avem la Ioloveni, atunci, peste 2 ani când o să avem alegeri, eu cred că rezultatul o să fie înjumătățit. Fiindcă incompetență, lucruri foarte proaste. Și lipsă de comunicare la nivel de parteneri sau eventual consilieri. Deci există anumite și animozități și anumite probleme interpersonale la nivel, nu putem. E că asta e o linie roșie. Bănuiesc că mai puțin o să conteze slogane și așa cum noi vedem seara de seară, asta că e agent al Oceala sau... Nu o să conteze asta. Eu cred că mai puțin o să conteze, fiindcă oamenii se concentrează pe problemele oamenilor din teritoriu. Localitatea, raionul, infrastructură, problemele care se confruntă zi de zi. Eu cred că asta e mai important. Înțeles, da. Eu cred că eu sunt sigură că Șor când vorbește despre ceea ce face el, anume despre asta spune, eu mă îngrijesc de bunăstarea oamenilor de acasă și nu poate dormi de bunăstarea, de grija oamenilor de acasă. El gândește într-un fel. Eu vă spun părerea mea sinceră și care o împărtășesc și foarte mulți colegi de-a noștri. Okay. Și eu cred că de la asta și o să am înțeles ideea dumneavoastră. Haideți să vedem și alte păreri. Domnul Lebedinski, dumneavoastră v-ați gândit la modul general, ce fel de coaliții, în ce fel de coaliții ați prefera să faceți parte? Deși din faptul că duminică va avea loc a doilea tur, noi am solicitat colegilor noștri, până nu finisem turul 2, absolut niciun fel de coaliții cu nimeni să nu negocieze, să nu discute, să nu vorbească. Pentru că suntem concentrați toți la turul 2, noi trebuie cât mai mulți să câștigăm acum. Discuții, dar ce treabă are consiliile raionale? Pentru că sunt concentrați colegii noștri din raioane care, bine, care au acces ca consilieri, care au o experiență mai bogată, sunt concentrați să ajute acei candidați în localitățile unde avem turul 2.
Noi chiar astăzi au fost colegii noștri și din Chișinău și din alte localități. Noi mergem în teritoriu. Eu mâine plec tot în teritoriu. Înțeles. Dar acum este pe pauză. Acum nimeni nu face coaliția. Nu, de altfel, nu, nu mandatele... nici nu le discutăm. Nu le discutați. Discutați. Dar aveți dar niște linii roșii? Din experiența care... Bine, de acum nu mai țin minte, 12 ani de când sunt în politică. Știu, mai vreo 8-9 campanii electorale în perioada asta le-am avut. Eu sunt ferm convins că noi o să avem niște surprize mari în unele localități, pentru că, ceea ce a spus și domnul Ciubuc, noi avem localități unde soțul e reprezentantul la un partid, soția la altul, fiul la alt partid și așa mai departe. Nu mai vorbesc de cumătri, de nânași, de prieteni de copilărie și așa mai departe. Mahalagii și... De ce? Absolut nu influențează de la care partid. Ei, partidele le folosesc ca platformă pentru ca să convingă cumva o parte din locuitorii localității date. Am înțeles. Trebuie să luăm publicitate, după care revenim să continuăm discuția. Înțeleg cele mai ciudate posibile majorități deja au fost eliminate prin faptul că partidul Șansa nu a fost admis la alegeri. Altele mai... Părțile beligerante erau pas și cu Șansa. Acolo era ciudat să vedem alianțe. Continuăm discuțiile după publicitate. Când vorbim și despre noul proiect politic al lui Irinei Vlah, ce vrea să însemne acest proiect politic? A revenit în studio, continuăm discuțiile despre alegeri și acum vreau un pic să abordăm, da, foarte, foarte discret, să nu mai luăm o amendă de la Consiliul Audiovizual, turul 2 al alegerilor, care urmează să aibă loc duminică pentru mai multe localități, orașe, sate. Dar noi putem spune pentru cine-ți votați. Nu aveți dreptul, pentru că o să trebuiască să contribuiți deodată pentru amenda pe care o vom lua. Acțiune regres. Exact. Vreau să abordăm doar, mă rog, interesul cel mai mare ține de alegerile din Bălți. Domnul Lebedinski, eu am să vă sugerez să vorbiți așa încât să nu spuneți nimic sau în general să nu vorbiți pentru că aveți candidat acolo. Întrebarea mea pentru dumneavoastră legată de alegerile din Bălți vine de la acuzațiile care sunt lansate candidatului pe care le aveți, domnul Maxim Oroșan, și aceste acuzații se referă la faptul că este de fapt omul lui Caramalac. Este de fapt mai puțin candidatul dumneavoastră și este mai mult candidatul Rusiei și a lui Caramalac. Bine, eu am văzut zilele acestea reacția lui Maxim Oroșan la aceste acuzații. Din câte am înțeles eu, el se cunoaște cu el, dar Caramalac. Da, dar cum se cunoască? Eu cred că toți businessmanii noștri de origine moldoveni care lucrează la Moscova. Vă credeți că toți dintre ei se cunosc Caramalac? Comunică toți între ei, pentru că este cumva e format o diasporă așa și... Dar v-a convins că nu are nicio legătură mai strânsă așa încât să-i reprezinte interesele? El spune că da. Ce da? Că nu are nicio obligațiune față de Caramalac, precum nu au și celălalt. Da, el comunica, careva proiecte, am înțeles că ceva proiecte au fost aduse încoace în Moldova legate de sport, mai mult de Bălți. Pentru că... Deci o colaborare au avut. Sub aspectul ajutorul umanitar, care a fost adus cu mulți ani înainte, până Maxim a se gândit să devin candidat. În rest, el, chiar necădând la faptul că e destul de tânăr în politică, e destul de activ. Dar de ce să alegeți acest candidat? Numele este absolut necunoscut. Eu nu știu, de când el este legătură pentru... Chișinău, el nu-i cunoscut, dar în Bălți el e destul de cunoscut. Dar ce legătură are? El avea asociația obștească Ia Bilceanin, care mulți ani de zile el a... Am înțeles, dar cu Partidul Socialiștilor? Cu Partidul Socialiștilor el nu avea... Bine, noi aveam un fel de conlucrare cu asociația împreună,
pe anumite proiecte, colegii noștri din teritoriul de acolo, de la Bălți, ei aveau. La nivel de Republică, noi nu aveam nicio conlucrare, dar propunerea venit de la colegii noștri, când Nistirovski a plecat la Șor, atunci colegii de acolo, de la Bălți, ne-a spus, uite, este un băiat foarte activ, el are echipă, el ar putea să vină cu plus valoare, pentru că Nistirovski a luat și câțiva membri din echipă, înțeles. Inclusiv câțiva consilieri. Deci, eu înțeleg așa, dumneavoastră l-ați auzit, parțial confirmă domnul Morășan, dar nu spune că este omul de acolo, dumneavoastră îl credeți, dar nu aveți încredere totală. Păi eu am activat atâți ani în poliție și în avocatură, că acum eu cred că singur pe mine nu mă cred. Am înțeles, deci mâna în foc, n-o băgați. Domnul Jacot și domnul Ciubuc, aici nu mă tem să vă întreb, că n-aveți candidat acolo, ați avut, dădeam un nou, nu mai aveți. Trebuie să facem și agitație. Nu trebuie să faceți agitație, dar puteți să spuneți ce credeți că o să se întâmple duminică sau ce după ziua de duminică, ce fel de Bălți vom avea. Cel care va fi ales de cetățenii din Bălți și de corectitudinea care va fi demonstrată sau cu corectitudinea care va fi organizată acest scrutin la Bălți, turul 2, și aici evident și rolul autorităților implicate în buna organizare, fiindcă am văzut recent a fost exclus din cursa electorală cel care era pe, sau candidatul care era pe locul 2, iarăși Corșicova, care a fost. Dar încă nu este decizia Curții de apel. Da. Asta este tot foarte ciudat. Ce se întâmplă dacă în duminică putem să ne trezim cu alte buletine? Exact. Da. Deci probabil că cetățenii cred că au grad suficient de maturitate. Ceea ce vreau eu să trag atenție, trebuie să ne uităm și în general la întreaga țară, fiindcă dacă nu era Bălțu, era Ungheniu, care, sau Nispăreniu, sau alte orașe, fiindcă trebuie să ne uităm că bună parte din orașe, inclusiv municipii, se vor bate în turul 2. Da. Și noi ne uităm și pe locuri cu îngrijorare, iarăși resursele administrative, cum sunt utilizate. Mă uitam ultimele 10 zile, Călăraș, Ungheni, șefa statului prezent sub pretextul la întâlnirii cu cetățenii. Vieți pe sală, vieți și candidatul pe Călăraș și la Ungheni. Nu s-au dus la Ioloveni. La Ioloveni deja candidatul este, sau la Sângerei, sau orașe, știu că a fost anis. Asocierea de imagine. Sau la Nispăreni, prim-ministru sau președintele Parlamentului în alt oraș. Lucru care a fost, de fapt, sesizat și de experții Promolex în rapoartele lor, că fără precedent, intervenția resurselor administrative, ceea ce vorbim noi inițial în cadrul emisiunii. Și este regretabil că se folosește imaginea primilor persoane, nimai vorbind și de rolul indirect pe care îl au și partenerii de dezvoltare, vizitele este frecvente, care la fel transmit mesaje, Europa și așa mai departe. Știți cum, dacă noi prezentăm raportul de executare a celor 9 recomandări, tot așa cum prezentăm că avem atâția primari, atunci este grav cum ducem în eroare autoritățile europene vis-a-vis de număr, că avem număr mare de primari. În realitate care este numărul și tot așa și cu recomandările. Numărul care urmează în turul 2 și după asta cred că numărul mă refer la consistența și oamenii, apartenența lor precedentă. Am înțeles. Asta și-a fost obiectivul pasului, că să acumulăm cât mai mulți candidați, să avem cât mai mulți primari, ca să putem raporta că Republica Moldova este europeană, lucru de altfel normal. Nu știu dacă asta neapărat este singurul motiv pentru care un partid vrea mult primar să aibă ce raporta. A făcut paralela asta cu raportul care s-a dus la Uniunea Europeană, care menționa și recent ministrul de externe, Nicu Popescu, s-a dus pe 900 de foi, raport și așa mai departe. Dacă tot așa se raportează, fiindcă te uiți realmente ce acte normative sunt armonizate, reforma justiției, reforma administrativă, publici. Am înțeles. Haideți să vedem ce spune și domnul Jacot. Eu o să las afirmațiile domnului Ciubuc fără comentariu. Sunt, din punctul meu de vedere, cam aberante, dar asta este. Dar trebuie să recunoaștem că, într-adevăr, eu, președinta, n-am văzut-o în aceste deplasări, dar am văzut imaginea prim-ministrului cu unii candidați. Nu a fost un raion unde președinta nu a fost. Deci în ultimele 10 luni, eu știu că certunică a fost în toate 32 de raioane. Deci noi avem o cale
europeană de parcurs, noi avem o agendă prestabilită și, bineînțeles, ea apare acolo unde este oportun din anumite puncte de vedere, inclusiv din considerentele agendei pro-europene. De a lega tot doar cu alegeri, este la discreție. Dați-mi voi, vă rog, nu v-am întrerupt. Este la discreția colegilor din platou. Vis-a-vis de... bine, eu nu o să mă acces doar pe Bălți. Aici am să reiterez doar mesajul cecului, oamenii să nu fie indiferenți, să meargă la alegeri, fiindcă alegerea lor contează. Pentru PAS sunt importante toate localitățile, inclusiv și acolo unde noi nu avem candidat, inclusiv Bălțu, dar și multe, multe alte localități, fiindcă într-o treime din localitățile țării, încă urmează al doilea tur mai mult de o treime. Și acolo sunt și orașe importante, și comuni importante, și sate importante, strategice și mai avem, mai departe. Am înțeles. Mersi foarte mult. Vreau să abordăm celălalt subiect legat de inițiativa sau asociația, da, care a fost lansată astăzi oficial de fosta bașcană UTEA Găgăuzia Irina Vlah, Asociația Optească Platforma Moldova, despre faptul că Irina Vlah se pregătește de politica mare și se pregătește să fie contracandidata Mae Sandu la alegerile prezidențiale de anul viitor sau peste un an? Viitor. Deci alegerile vor avea loc? 24. 25. Trebuie să aibă loc. Deci, asta întrebare. 24 sau 25? La 24 decembrie 2024 expiră mandatul. Exact, de asta și întrebam. Deci cel mai probabil vor fi în 25, nu în 24. Politic cred că argumentele 24. 24. 24 înainte de anul nou, da? Revelion. Înainte de expirare noiembrie, mandatului. Deci, cred că o să fie și o să intri în mandat. În iarnă, cu iară. Și mandatul de acum îl validează iarăși în decembrie. Ok, bun. Revenim la Irina Vlah. Ea și-a lansat asociația, nu un partid, o asociație. Și s-a adresat partidelor de opoziție, susținând că acum unica doctrină trebuie să fie responsabilitatea și dragostea pentru țară și că a venit timpul pentru a face un front comun pentru a readuce încrederea oamenilor. Dumneavoastră, ce înțelegeți din acest proiect al Irinii Vlah? Dumneavoastră, ce înțelegeți din acest proiect? Dumneavoastră, ce înțelege? Ea a zis că, cum era sloganul acela socialist proletar din toate țările Uniți-vă, cam așa, adică partidele de opoziție, toți cei supărați pe PAS, veniți sub o umbrelă. Părerea mea, asta trebuie să facă nu o asociație obștească, dar partidele politice. Dacă să unească partidele politice, trebuie să unească între ele partidele politice, nu partidele politice cu asociație obștească. Și dacă doamna este cinstit, atunci ei probabil că este membru la careva partid sau nu știu. Da, sunt care aspect? Nu știu, asta nu vă pot spune, nu-i duc evidența partidelor. Și așa s-a întâmplat, că voi erați toți nu, dar noi coaliți, suntem și acum, prieteni, noi comunicăm, trebuie să știți mai multe. Păi nu pot știu eu, dumneiei a devenit membru de la careva partid sau nu, chiar nu. De comunicat noi comunicăm. Nu, în contextul în care voi ați susținut-o. Noi comunicați cu doamna Vlah. Da, eu comunic cu dumneiei, noi chiar la multe recepții. Păi și n-ați întrebat-o, doamna Vlah, ce concret vreți de la noi? Păi astăzi, de-abia ieșit, astăzi n-a reușit să... Înainte de asta n-ați avut o discuție. Nu, noi am discutat așa, despre toate, despre viață, ce se întâmplă. Da, ei tot timpul spunea că nu este mulțumită, de fapt, ca și toți politicienii. Eu probabil că despre situația în care trăim noi la moment, sunt satisfăcuți doar PAS-ul. În rest, eu nu știu niciun partid care ar fi de acord cu ceea ce se întâmplă noi în țară. Bun, acest îndemn, care este clar, dincolo de faptul... Din televiziuni tot așa, sunt doar câteva televiziuni care sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în țară. Dar cei care nu erau de acord, timp de un an de zile, 12 televiziuni s-au închis. Cumva straniu, așa, știți, da, prin hotărârile CSI-ului... Aveți dreptate, au fost suspendate licențele, dar ca să fim liniștiți, ele... ca ciupercile. Dispar, apar. Dispar, apar. Adică de pe sticlă ele n-au dispărut. Consumatorul de filme și de buletine de știri la cele posturi de televiziune nu tare au avut de suferit. Au suferit și tare. Eu sunt de acord cu dumneavoastră legat de modalitatea în care au fost suspendate licențele. Eu tot am foarte multe întrebări. Dar revenim la doamna Vlah. Ea a transmis un mesaj.
e clar cui. Dumneavoastră, în afară de pas, la toți. Da. La toți. 70 de partide. Și ce o să faceți după ce a venit cu acest mesaj? Acest mesaj, să ne aducem aminte, în anul 2022, în vara anului 2022, noi am fost inițiatorii, agenda comună, acest proiect unde s-au convocat conducătorii, pare mi-s 7 sau 9 partide, nu mai țin minte câte, dar ei tot așa se complectau unul cu altul, care noi și până în prezent continuăm mai departe, dar nu suntem așa de public văzuți. Asta nu e o idee nouă venită de la doamna Vlah. Înainte de alegeri, cu câteva zile primul tur, domnul Chicu a mai readus această idee în spațiu public, doar că dumnealui a uitat să spună că noi conlucrarea aceasta o ducem și cumva discutăm cum să facem, cum să consolidăm. Până acum nu a fost foarte, adică efectul nu a fost grandios la astfel de îndemnuri. Acum lucrurile se pot schimba? Nu. Totuși adică... și o să rămână atâta timp cât celelalte partide care au cât de cât un număr de alegători, care au un număr de membri de partid, care au potențial de a dezvolta, nu o să se consolideze între ei, doamna Vlah, da, are, dumneiei are careva experiență, dar să vedem ce oameni are ea în spatele ei, cu ce echipă vine dumneiei. Am înțeles. Colegul dumneavoastră a zis că este proiectul Kremlinului. Eu o să reiterez. Este un proiect al Kremlinului pe care ei îl dezvoltă de mult timp deja, încă din perioada când doamna Vlah deținea funcția de bașcan al Găgăuziei. Atunci ea, aproape parcursul unui an, s-a promovat prin evenimente culturale. A fost cu niște ansambluri de folclorice din Găgăuzia, în toate raioanele, deci a făcut imagini, deci s-a promovat. După care a revenit cu promovarea pe plan politic. Acea carte, pseudo-autoare sau autoare, îmi vine greu să cred că ea este autorul acestei cărți, dar ok, o luăm așa cum este. Am trecut așa cu vederea câteva fragmente și înțeleg că nu. Deci, bine, eu nu cunosc într-atât pe doamna Vlah, am comunicat în anumite proiecte, dar eu nu cunosc într-atât de bine ca să știu s-a expus ea în felul ăsta sau altfel, dar îmi pare ceva pur standardizat. Acum, eu o să încerc foarte succint. Deci, proiectul ăsta a fost lansat exact în momentul oportun ca să nu ia imaginea despre Ion, de pe Ion Ceban, care tot este un proiect al Kremlinului, care tot este făcut în detrimentul pasului, fiindcă Kremlinul are problema că a pierdut influența în Republica Moldova și proiectul Irina Vlah este încă un proiect care îl suplinește și din care Kremlinul să aibă din ce alege. Fiindcă, ce vrea Kremlinul? Dacă ziceți că este Kremlinul, ce scop urmărește deci, prin Irina Vlah? Un oponent puternic, credibil în alegerile prezidențiale. Am înțeles. Și va fi Ion Ceban sau va fi Irina Vlah. Ca să înțelegeți, deci cam este compromis Partidul Socialiștilor. Nu prea poți miza pe partidul colegului din platou. Alte partide sunt încă și mai mici și mai puțin influente. Să mizez pe gruparea criminală, ei eșau altă conotație. Eu înțeleg că dar într-un Irina moment... Vlah nu are un partid în spate în acest moment. De asta înțeleg este o mișcare, apropo, extraordinar de bună. Tu ai un candidat care are o credibilitate într-o zonă anumită, nu are... asocieri cu partidul. Exact, asocieri de compromise în restul țării. Este relativ tânără, este relativ de perspectivă și nu o murdărești cu o... Haideți să vă pun altfel întrebarea. Pentru PAS, acest candidat este un pericol? Îl vedeți ca un pericol mare pentru alegerile prezidențiale? Deci, la moment nu și eu sper că în viitor tot nu. Noi nu avem atât
problema Irinei Vlah, cât noi avem agenda noastră pe care noi trebuie să o îndeplinim. Haideți deci să dăm voie și ține, domnului. Nu ține, exact. Da. Dăm voie domnului. Clipă, nu ține atât mai puțin de un minut. ce poate face Irina Vlah în această scurtă perioadă de timp, fiindcă va fi doar demagogie. Da. Este important ce haideți să ascultăm pasul. Ce spune și domnul Ciuboc. Eu consider inutil acest subiect și nu știu de ce îi dați atâta importanță. Tocmai 5 minute i-am dat. Exact, fiindcă prin importanța pe care o dăm noi, inclusiv prin studiouri, îi creștem ratingul și mâine pe mâine, ca după asociația obștească care o creat, eu tot sunt fondator a unei asociații obștești. Vreau să vă spun o chestie. TV8-ul, din câte știu, tot activează pe platforma unei asociații obștești. Interese politice. Eu mă uit la briefingul care l-a susținut dumneavoastră. Platforma Moldova, Irina Vlah se lansează în politica națională. Este o formă de lansare a doamnei Vlah. Și cumva vrea să capitalizeze neîncrederea și eșecurile care le înregistrează actuala guvernare, dispersarea, pe de altă parte, slăbirea stângii pro-Rusie în Republica Moldova și un semnal pentru noi, partidele pro-europene, și un exemplu bun de consolidare. Pe dreapta. Nu pe dreapta, pe stânga, partidelor pro-europene. Că dacă o să mergem că pe dreapta pasul el o capitalizat și îți consideră că ei cei mai pro-europeni, stânga tăți scalificați în partidii pro-ruse, deși stânga în Republica Moldova trebuie divizată. Cei care e pro-rusă și care susține anti-europenismul trebuie să fie separați. Noi suntem partid de stânga, dar pro-european. Am înțeles. Noi, din păcate, obiectivul care trebuie să-l aibă partidele pro-europene, inclusiv pe fundal unor astfel de specimente și exemple, trebuie să fie consolidat. Noi să mai revenim, mă tem, că la acest subiect, pentru că noi revenim nu atunci când vrem noi să vorbim despre Irina Vlah, dar când se produc evenimente și nu le poți ignora. Și în cazul ăsta a meritat să discutăm. Vă mulțumesc mult pentru participare. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiunea din această seară. Le mulțumesc și telespectatorilor. Să aveți o seară frumoasă!